Astăzi îmi voi modifica iarăși mașina în fața casei. Scopul acestui clip este de a face partea din față mult mai agresivă și sper să vă placă și vouă. Astea sunt piesele cu care eu îmi voi modifica singur mașina în fața casei. Și probabil te întreb cum? Ei bine, urmărește tot vlogul și o să vezi cum o să fac toată chestia asta. Bine, mașina. Știu că acum sunt doar niște cutii, dar 3, 2, 1 și trebuia să fie tranziția făcută cu ele desfăcute. Dar vreau să-mi iau reacția la ele pentru că am dat comandă și nu știu de ce am dat comandă. Hai încoa, uite, bine. Suntem cu el, am văzut că mi-a scris foarte mulți în comentarii. Bă, ce le-ai luat pe prostul ăsta să strice mașina? Nu vezi, n-a fost așa, dar e amuzant. Nu uitați să vă abonați neapărat canalului dacă vreți să fiți la curent cu seria asta și vă așteaptă o surpriză foarte mare pentru că dacă merg mie planurile cum îmi doresc, mașina asta poate fi a unuia dintre voi. Exact, ai auzit bine, mai multe nu zic pentru că încă nu e sigură toată treaba. Doar rugați-vă să meargă bine. Bun, hai să vedem lipul. Mamă, ești prost, plugo, fac, nu vine să cred. De unde este asta? Stați un pic. Zi-mi te rog că nu-i zgâria și că are ceva folie pe el, gen. Băi, plug! Aha, și mi-au dat și șuruburi, da? Ghiți ce, Wiz? Nu-s găurile date. Avem șurubelnic să n-avem bormașină, că n-am mai apelat la Daniel, că ne-a dat scule data trecută dacă ați văzut vlogul. Ia uita, așa avem pe mașină. Frate, ce avem pe mașină. Asta oricum e indicat să-l pui cu silicon. Avem și silicon. N-avem. De frumos, e frumos. De plug, e plug. Vrei să te mint? Îmi dă lip și la bara asta? Cred că am primit și lip la aia. Vrei să te mint? Da, e și lip. Și pot să pun două? Cred că da. Eu aș vrea să-mi pun două. Stai așa, să punem toate piesele aici. Mamă, să nu pierdem șuruburile. Foarte important. Tabana, vere, vreau să o văd. Mă. De ce ai înfipt șurubelnița în asta? Frumos, e? Stai, cu țin invers. Bă, dar e diferită față de asta. Da, e. Da, mă, e. O desfacem și vă arăt. Suntem noi în stare să punem asta? Știi ce o să facem? Hai să ne uităm la un tutorial, repede. Da, mă, ți-am zis că așa e. Ai înțeles, da? Da, ți-am zis că așa e. Dacă ești prost și stricăm asta iar? Păi invers sau cum o voi? O punem invers. Hai să o punem invers, e prost. Hai, dar Wiz, apucă-te, ia de bara asta. Nu, nu, stai. Iar ne grăbim ca proștii. Ne-am uitat la tutorial și am învățat cum să facem. Vino cu Wiz să le arătăm și la oameni. Ia uite, bă, am muște moarte pe ăsta că merg cu 200 la. Nu, glumesc, nu. Nu prinde mașina asta. 200 asta. Nu prinde. Uite, deci dăm ăsta jos, bam, îl scoatem de aici din clipsuri. Una bucată, deja nu mai avem nevoie de el. Avem pe al doilea aici. Sunt curajos, Wiz, cu că știu și eu cu ce se mănâncă toată. Nu știu, da, nu contează. Scoatem și ăsta. Fii atent că trebuie să scoatem și numărul de matriculare. Ăsta nu știu să-l scot. A, gata. Așa, așa. Ah, mi-a prins degetul. Văd că știi, ești bun, ești talentat. Au! Ajută-mă, prostule. Așa, bravo, Robi. Am strâmbat. A, dar chiar am un matriculat mașina, vă place numărul? Eu am un plan alt număr, dar o să-l pun pe mașina care o să urmeze. Am amețit că m-am ridicat repede. Scrieți în comentarii ce mașină credeți că o să urmeze pe canal. Cine ghicește, nu o să zic că o primește, că v-aș minți, dar vă dau 100 de lei pe Revolut. Fac toate astea singur, te-am chemat doar să mă filmezi, ce crezi? Auto, aici, a dat tata cu bormașina, că n-aveam în ce să prindem asta. Trebuie să punem asta, bine. Așa, pune-le și în sus, Robi, și în sus să le pui, că dacă călcăm, să călcăm pe ele. Păi să știm unde sunt. Scoatem și ultimul șurubel. Și acum vine partea cea tare. Dăm tubularele. Ia atent că se scoate și asta. Ce șef sunt? Nici nu știam că se scoate. Hai, vino cu tubularele. Mamă, cum arată mașina acum? Hai, slăbește-mi ele că mie că după nu pot să le filmez pe vlog și zic că mereu ai robice prostești. Hai să începem cu șuruburile de aici. În ce direcție le... Dați-vă mai muța cum folosește o cheie cu cricket. Dacă este așa. Wow. Păi până stai să o faci așa, vere, nebunești. Bara asta nu o să vă zic în termeni mecanici, că nici eu nu știu să vă zic în termeni mecanici. O să iasă cu un fier pe ea și fierul ăla noi trebuie să-l punem pe bara aia ca să poată să stea bara aia pe mașină. Parcă crește inima în mine, vere, când lucrez la... Mai o dată mai devreme, dar vreau să vă reamintesc să vă abonați, să apăsați butonul de like pentru că asta e susținere. Și uiți, fii atent! Opa, opa, opa. Ai probleme? Cheamă-ne pe noi. Verici! Și fiți atenți acum cum iese toată bara. Nu iese. Ai tubularea mică, mică? A, o desfac cu mâna, stai liniștit. Cred că trebuie să dăm jos roata. Poate doar să virezi? Eu ți-am adus tubularea de aia mică, dar cum o pui tu pe ăla? Păi ești prost, adu-mi ce tubulară mai mică. Nu mai pot. Bă, dar eu nu știu dacă e bine că scot chestia asta sau nu. Ne-am chinuit foarte mult să desfacem bara pentru că erau foarte multe șuruburi mici. Am stat, am demontat, cum am zis și mai devreme, habar n-aveam dacă trebuia să scot tot ce am scos eu, dar să știți că la montajul final n-am mai pus chestiile pe care le-am scos, dar aia am făcut și noi treaba cum am știut. Mai puțin spin. Bă, în sfârșit. Bă, oare pot să scot fără să scot și șurubul ăla de jos? Ai un șurub. Nu e activitatea mea favorită să lucrez aici, sincer. Și eu trebuie să fac asta și când nu o să mai pun șuruburile astea, știi, nu? Unul la mână. Ăsta nici măcar nu era conectat. Ce e asta? Am nevoie de el? Ok, am nevoie. Bă, ăsta nu e un vlog în care o să mă vedeți pe mine cel mai frezat, cel mai aranjat. Că tocmai ce m-am pus pe jos cu hainele noi și cu capul pe asfalt și sunt negru pe. Doar treceți peste, ok? Acum a venit momentul. Veniți să vă și arăt pe care trebuie să punem noi bara care la mine e strâmb. Aș vrea să merg așa fără să-mi pun numărul aici să o fac mașină de culoc și ta mai turbina. Doamne, ce mă frustrează că e strâmbă. Iertați-l, e un cameraman pe care nu-l plătesc. N-am ce cerințe să am de la el. A durat ceva să scoatem firul ăla pentru că toate șuruburile erau ruginite, dar într-un final am reușit să-l scoatem și să-l punem pe noua bară. Asta o punem acum, nu? Sau o punem după ce punem armătura? Și la final. Bine,
Am călcat pe toate astea. Care era sus și care era josul la armătură? Dar e sigur că am pus-o bine? N-am pus-o bine, prostule, care ești prostule? Că uite găurile de la șurub și astea trebuie să vină aici. Păi și ești prost că dacă despart aici, dacă o bag aici, mi iese de aici. Am făcut o scurtă pauză pentru că aveam nevoie de niște șuruburi, pentru că cele vechi erau papă jumate, baruginite, nu le voiam pe alea. Așa că a fost Uiza să cumpere șuruburile astea și acum ne apucăm să le punem pe bară. Uite la naiba câte scule are Uizanu. Tot la asta nu se cadă banan mers, da? Mă arăștea dacă genunchiul tău. Dacă trebuie să facem găuri în asta, ca să prindem chestia asta, care tot nu știu ce face. Păi da, mă, era logic că nu e plastic, e cauciuc, nu? Aia nu dai prea drept, să știi. E bară din cauciuc, nu? Păi... să nu faci pană la bară, Robi. Păi ăstea nu se iartă. Gata, acum putem să o punem pe mașină? În câți kilometri cade bara asta? Acum lăsați în comentarii. Nu trebuie să punem bara pe mașină. Trebuie să punem lipul pe bară întâi. Real, ți-am spus, ți l-aș pune cu niște silicon să iasă țigănit. Nu accept să plec de aici fără lip. Nu, îl punem, că la lip mi-au dat șuruburi, ce crezi? Așa că stăm și îl punem. Eu nu accept să plec de aici fără asta lip. Cade, asta cade, jur. Nu cade, mă, că dacă dăm șuruburile bine, uite. Bine, acum poate cade. Bă, doar între șuruburi e lipul ăsta, pe păi chiar că-l pierd. Hai da, Uizani, sigur trebuie să dăm găuri, da? Ce bune erau bormașina. Nu mai spun. Practica, fac. N-am auzit în viața mea vorba asta. N-ai avut fac. Asta o făceai cu bormașina direct pe ea și intra și în asta. A, și noi trebuie să dăm găuri și în asta. Am găsit o foiță cu instrucțiuni care nu prea ne-a ajutat și tot de capul nostru am făcut-o. Într-un final i-am dat de cap și am reușit să o punem pe mașină. Dar mai stați un pic pe vlog pentru că urmează să avem un invitat surpriză. Ne-am gândit între timp să punem și grila asta, că trebuie să o punem înainte să punem bara pe mașină. O să fie o altă mașină, bă, băiatule. Bă, și cât de bine mi se pare că arată mașina așa. Gata? Ce-ai făcut? E în ochii mei. Zi-mi ce să fac, să te ajut. Gata, am dat și șuruburile aici. Cu găurile făcute manual, mulțumesc, Uiz, băi, deja mă doare antebrațul doar când am învârtit, așa gen câteva. Întoarce bara, vreau să văd cum arată pe mașină. Ce se fac acum, bucăți, poc, toc. Hai să nu. Hai, pune asta pe mașină că vreau să văd cum arată și vreau să vă arăt și vouă. Haide, Uiz, nu mai face tu sală. Mai la dreapta un pic, șef. Vezi că e mai umflată un pic. Bă, dar e plug, bă, e plug. Bă, e superbă. Nu mai am răbdare. E prima mea mașină pe care o modific. 3, 2, 1, bam. Băi, altceva. O întrebare am. De ce stă asta așa? Pus-o greșit. Cum adică am pus-o greșit? Trebuie să o punem amândoi. Am stat puțin să ne batem cu bara pentru că nu intra pe nu știu ce canale, dar într-un final am reușit să o punem. Dar imediat aflați și cine a fost invitat cu surpriză de care nici eu nu știam. Și asta e din... Uite! La ce? Bă, îmi place cum arată. Puțină grijă, eu sunt sigur că ar putea să ajungă un proiect frumos. Jantelele aia sunt 1000 de euro, mașina e 2000 și după o consultație nu cred că mi-au jante de 1000 de euro. O să fie puțin greu proiectul ăsta, dar o să fie fain. Mai e de băgat, puternic, dar eu zic că nu e imposibil. We got Madeline's approved. Dacă aveți vreo idee de ce îmi scade lelantiul aia, lăsați-mi în comentarii, credeți-mă că m-ar ajuta foarte mult. Noi între timp acum punem bandoul. Hai să vă arăt cum arată și cu ele. Bam. Gata, băieți, cam așa arată produsul final. N-am putut să punem numerele pentru că suportul meu de număr nu are găurile pentru șuruburi. Așa că o să-l punem cu un dublu adeziv, cred, sau vedem noi cum facem. Dacă vreți să urmăriți în continuare seria cu mașina asta, nu uitați să vă abonați canalul, neapărat apăsați butonul de like și neapărat dați-mi follow pe Instagram, TikTok și restul rețelelor de socializare. Mamă, ce m-a bătut cuvântul ăsta. Aici am lucrat alături de Wiz, urmăriți-l și pe el. Pa. Money line, I'm a runner.